La finele săptămânii trecute, sucevenii s-au adunat odată cu lăsarea serii în fața Palatului Administrativ pentru a-și arăta nemulțumirile față de actuala guvernare și măsurile luate de aceasta. Nu au lipsit scandările dure și mesajele la adresa politicienilor locali și nu numai. Ca de obicei, frigul nu s-a lăsat așteptat, însă protestatarii au avut parte de o surpriză. Vineri, un grup format din membri ai Partidului Național Liberal Suceava, condus de președintele organizației municipale, Marius Zmău, a adus termosuri cu ceai fierbinte pentru ca cei care militează împotriva actualei puteri să se încălzească. Toți cei prezenți au primit câte un pahar cu ceai fierbinte pentru a putea răzbi temperaturile de afară. Ca de obicei, lista nemulțumirilor a fost foarte mare, iar sucevenii care au ales să protesteze în stradă nu au ezitat să-și facă publice motivele pentru care fac acest lucru. O parte dintre cei prezenți au dat și sfaturi viitorilor guvernanți. Ce vă nemulțumește și de ce ați ieșit în această seară în stradă? Vă ieșit în seara asta în stradă cum am făcut și în 89, am ieșit pentru libertatea mea. Am crezut că voi duce un trai mai bun, dar acești politicieni ne-au dezamăgit pe toți. Și-au bătut joc de acest popor. Ei cred că e țara lor, precum scrie aici. România nu e marfa lor de vânzare, ci e țara noastră, acestui popor de care ei și-au bătut joc. Toți care au fost la guvernare și-au bătut joc. Trebuie să fie un semnal pentru clasa politică care va veni să fie mult mai atenți cu poporul, că altfel poporul va ieși din nou în stradă și nu vor avea sorți de izbândă în fața poporului niciodată dacă își vor bate joc de popor. Nu este prima seară când vă văd în stradă în fața Palatului Administrativ. Ce vă nemulțumește? Aproape tot ce se întâmplă în țara asta pentru moment. Ce mă nemulțumește? În primul rând, lipsa de înțelegere, ignoranța cu care suntem tratați, pentru că este absolut anormal ca să se vorbească ambasadorilor țărilor străine despre primăvara arabă și să nu se suflă o vorbă despre ce se întâmplă în România. Mă nemulțumește acest dialog al surzilor. Se clamează disponibilitatea pentru dialog și nu apare nimeni să stea de vorbă cu protestatarii. Mă nemulțumește faptul că oamenii amărâți sunt făcuți viermi, ciumpalaci, sunt desconsiderați. Mă nemulțumește că majoritatea oamenilor trăiesc mizerabil în țara asta. Mă nemulțumește că tinerii nu au servici și trebuie să plece în țară, deși au studii superioare, să facă munci necalificate. Mă nemulțumește că bătrânii trăiesc pe ultima sută a vieții lor, trăiesc într-o mizerie fără margini. Am lucrat în sănătate și am avut de-a face cu oameni nenorociți care n-au bani de medicamente. Mă nemulțumește că trebuie să ne părăsim noi țara în loc să plece ei. Câteva zeci de persoane au protestat și sâmbătă și duminică seara în fața Palatului Administrativ din Suceava, oamenii solicitând în continuare demisia președintelui României Traian Băsescu și a premierului Emil Boc. Dacă la protestul de vineri seara numărul manifestanților a trecut de 100, sâmbătă seara s-au strâns doar aproape 70 de suceveni. Aceștia, ieșiți la protestul de sâmbătă seara, au cerut și renunțarea la comasarea alegerilor și organizarea de alegeri anticipate. Pe pancartele protestatarilor suceveni se puteau citi mesaje precum „Jos guvernul, București, nu uita, Suceava e de partea ta”, cerând demisia guvernului Boc, „Suceava, trezește-te”, „Băsescu, Udrea și cu Boc și-au bătut joc de popor” sau „Suceveni, nu stați, veniți și protestați”. De asemenea, unii suceveni au venit în piațeta din fața Palatului Administrativ pentru a cere eliminarea taxei auto. Tot la protestul de sâmbătă, un bărbat a cerut demisia guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Serescu, acuzându-l pe acesta că se face vinovat de situația în care se află România în momentul de față.
Protestul sucevenilor a fost supravegheat de jandarmi și polițiști, manifestația încheiindu-se fără incidente neplăcute. Numărul protestatarilor a fost mai mic duminică seara. Cei aproape 50 de suceveni care au ieșit în fața Palatului Administrativ au protestat pașnic, au scandat mesaje împotriva actualei puteri și au cerut alegeri anticipate.